Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la E vremea ta. Sunt Andrei Bărbulescu și astăzi, la nivel global, temperatura maximă a fost de plus 45,1 grade în Camerun, iar cea minimă de minus 53,6 grade în Antarctica. Rămâneți alături de noi în următoarele 12 minute. Vă arătăm ce reacții au stârnit în Austria niște activiști de mediu care au blocat mai multe drumuri, ce soluții se pot aplica pentru a avea o agricultură ecologică și, bineînțeles, vom afla cum va fi vremea pe termen scurt. Angajamentele statale actuale privind emisiile de gaze cu efect de seră în scopul limitării încălzirii globale vor duce în continuare omenirea către o încălzire a climei cu aproape 3 grade Celsius în acest secol, potrivit unei analize publicate de către ONU. Raportul anual Emissions Gap, care evaluează promisiunile statelor în vederea combaterii schimbărilor climatice raportate la nevoile reale, a ajuns la concluzia că omenirea se va confrunta cu o încălzire cuprinsă între 2,5 grade Celsius și 2,9 grade Celsius peste nivelurile preindustriale, dacă guvernele nu își intensifică acțiunile climatice. La o încălzire de 3 grade Celsius, oamenii de știință preconizează că omenirea ar putea depăși mai multe puncte catastrofice fără întoarcere, de la topirea galopantă a calotelor glaciare la uscarea pădurii tropicale amazoniene. Noul raport ONU oferă slabe speranțe în ceea ce privește șansele de a atinge acest obiectiv, întrucât, potrivit documentului, emisiile de gaze cu efect de seră ar trebui să scadă cu 42% până în 2030 pentru a menține încălzirea globală cu cel mult 1,5 grade Celsius. Chiar și în cel mai optimist scenariu, șansele de a limita încălzirea la 1,5 grade Celsius sunt de doar 14%. Un nou argument care se adaugă dovezilor științifice din ce în ce mai numeroase, care sugerează că ținta este imposibil de atins. Emisiile de gaze cu efect de seră la nivel global au crescut cu 1,2% din 2021 până în 2022, atingând un nivel record echivalent cu 57,4 gigatone de dioxid de carbon. Zeci de activiști pentru climă din grupul Ultima Generație au blocat mai multe intersecții ale unei autostrăzi care traversează Viena. Poliția a deviat traficul în mai multe locuri după ce activiștii s-au lipit de șosea, oprind circulația. Reacția multor șoferi a fost una violentă. Prin modul în care protestează, activiștii de mediu au ajuns deseori să deranjeze societatea civilă și să înfurie alți cetățeni. Cel mai recent exemplu a avut loc la Viena. Activiștii care au blocat traficul cer încetarea subvențiilor pentru combustibilii fosili și ca guvernul austriac să pună în aplicare cele 93 de recomandări ale adunării privind clima. Activiștii spun că nu se face suficient pentru a combate criza climatică, în timp ce efectele devastatoare ale schimbărilor climatice se fac simțite în întreaga lume. Mai mulți șoferi furioși au fost filmați în timp ce târau oamenii de pe stradă, turnând apă pe ei, în condițiile temperaturilor scăzute din noiembrie, iar o mașină a fost filmată în timp ce lovea un protestatar care încerca să-l dea la o parte din drum. A sosit momentul să vă spun și prognoza meteo pentru următoarele zile la noi în țară. Iată că la noapte nebulozitatea va persista în sud-vestul, sudul și parțial în centrul și estul teritoriului, iar în rest cerul va fi variabil, va mai ploua slab în Oltenia, pe arii restrânse în Muntenia, în Dobrogea, în sudul Banatului, iar în Moldova și Transilvania, cu totul izolat, vor fi burniță sau fulguieli și condiții de polei. În Carpații Orientali și în Carpații Meridionali, izolat, va ninge slab. Vor fi minus 3 grade în Arad și Timișoara, 1 grad în Brașov, în Sibiu, 4 grade se vor atinge în Constanța. Mâine cerul va fi înnorat în sud-vest și centru, dar numai izolat vor mai fi ploi slabe sau burniță, iar în zona montană trecător fulguiele, în timp ce în restul teritoriului cerul va fi temporar noros. Izolat vor fi posibile depuneri de polei. Vor fi intensificări ale vântului pe arii restrânse nord-vest, centru și sud-est, în general, viteze de 40-45 de km pe oră. 8 grade în Constanța, în jur de 5 grade în Iași, 7 grade în Brașov și în Sibiu, 4 în Târgu Mureș, în Arad și Timișoara, 5-6 grade. În sudul țării se vor atinge 8 grade în Alexandria și în Craiova. În capitală, la noapte, cerul va fi mai mult noros, iar trecător va ploa slab. Vântul va sufla în general moderat, cu viteze de 35-45 de km pe oră. Temperatura minimă va fi de 2 poate 3 grade. Mâine cerul va fi variabil, temporar cu unele înnorări, îndeosebi în prima parte a zilei, iar temperatura maximă o să atingă 9 grade. Poi mâine, așa cum ați văzut, vor fi 14 grade în capitală. La munte, pe parcursul zilei, nebulozitatea va fi mai persistentă în zona Carpaților Meridionali, dar numai izolat și trecător vor mai fi fulguieli, în timp ce în restul zonei montane cerul va fi temporar noros. Noaptea cerul va fi variabil,
cu înnorări în Carpații Orientali, unde mai ales spre sfârșitul intervalului va ninge. Izolat vor fi și condiții de ghețuș, vântul se va intensifica și mai ales în Carpații Orientali, la altitudini mari, rafalele vor depăși 80, chiar 100 de kilometri pe oră. Vor fi în jur de minus 4 grade în Ceahlău, 4 grade în Poiana Brașov și în Predeal, 3 grade în Sinaia, iar la Stâna de Vale în jur de 2 grade. Poi mâine vremea se va încălzi în sud și est, unde va deveni caldă pentru această dată. Temporar vor fi precipitații pe parcursul zilei, predominant sub formă de ploaie, local în vest, nord și centru, iar din orele serii, aria ploilor va cuprinde treptat jumătatea sudică a teritoriului, unde pe arii restrânse cantitățile de apă pot depăși 10, chiar 15 litri pe metru pătrat. Vor fi 16 grade în Constanța, în jur de 11 în Iași și Bacău, 10 grade în Brașov și Sibiu, iar în vestul țării, în Timișoara, se vor atinge 8 grade. Transformarea modului în care producem, distribuim și consumăm alimente oferă o oportunitate unică de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră. Dar este urgent să se facă investiții pentru a extinde soluțiile disponibile. Aceasta este concluzia lui Kaveh Zahedi, director al Biroului pentru Schimbări Climatice, Biodiversitate și Mediu al Organizației Națiunilor Unite. Înaintea celui mai important summit climatic al anului, COP28, care va avea loc la începutul lunii decembrie. Sistemele agroalimentare sunt responsabile pentru o treime din emisiile de gaze cu efect de seră produse de om. Cu toate acestea, practici agricole mai eficiente, mai rezistente și mai prietenoase cu mediul ar putea reduce aceste efecte asupra climei, asigurând în același timp securitatea alimentară și nutrițională pentru toți, a explicat Kaveh Zahedi, director al Biroului pentru Schimbări Climatice, Biodiversitate și Mediu al Organizației Națiunilor Unite. Agricultura și sistemele alimentare au un rol central în combaterea schimbărilor climatice. Soluțiile din domeniul agriculturii și al sistemului alimentar sau soluțiile din sistemul agroalimentar pot ajuta țările în eforturile lor de a se adapta la schimbările climatice, de a crește rezistența la schimbările climatice, de a atenua emisiile, de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră și, în același timp, de a aborda numeroasele lor provocări în materie de securitate alimentară. Prin intermediul multiplelor sale proiecte din întreaga lume, biroul a identificat, dezvoltat și testat o serie de soluții bazate pe știința agricolă, care contribuie la agendele privind clima, biodiversitatea și securitatea alimentară, spune Zahedi. Unele dintre aceste inițiative inovatoare acoperă domeniile agroforestier, gestionării durabile a animalelor, acvaculturii și pescuitului ecologic, agriculturii inteligente din punct de vedere energetic, precum și reducerea pierderilor și a risipei de alimente. O altă soluție promițătoare cu beneficii pentru securitatea alimentară și climă este refacerea solului. În timp ce sistemele agroalimentare contribuie la actuala criză climatică, schimbările climatice reprezintă, de asemenea, o amenințare la adresa securității alimentare globale. Până în 2050, până la 10% din suprafețele de teren utilizate pentru principalele culturi și creșterea animalelor ar putea fi improprii din cauza schimbărilor climatice. Acest lucru este deosebit de îngrijorător, având în vedere că până la 783 de milioane de persoane se confruntă cu foametea în 2022, o creștere de 122 de milioane de persoane față de 2019, potrivit celui mai recent raport al Organizației Națiunilor Unite privind starea securității alimentare și a nutriției în lume. În cadrul viitoarei COP28, care va avea loc între 30 noiembrie și 12 decembrie la Dubai, biroul sprijină procesul de negociere al Convenției Cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice. Zahedi spune că divizia pe care o conduce sprijină, de asemenea, inițiativele de intensificare a acțiunilor și investițiilor în transformarea sistemului agroalimentar, precum și operaționalizarea fondului pentru pierderi și daune, discutat în prezent, pentru a ajuta comunitățile vulnerabile. Astăzi a început la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București târgul produselor din Balcani. Până duminică 26 noiembrie vor avea loc conferințe, dezbateri, spectacole folclorice, prezentări de costume și măști tradiționale, expoziții cu vânzare. Nu lipsesc, bineînțeles, produsele agroalimentare tradiționale. Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, împreună cu mai mulți parteneri, organizează în perioada 22-26 noiembrie o serie de evenimente care marchează cea mai amplă acțiune de promovare a mediului rural. Avem prezenți la acest târg peste 100 de producători. Totodată, în această perioadă, se vor desfășura 4 conferințe naționale importante pentru ce înseamnă dezvoltarea mediului rural. Cea mai importantă, poate, conferință o reprezintă
conferința Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, este un loc în care spunem noi că este polul central în ceea ce va însemna dezvoltarea rurală în următoarea perioadă. Toți producătorii participă în mod gratuit la acest târg, toți expozanții. Expozanții sunt din România, dar și din Bulgaria. Totodată, toți vizitatorii au accesul gratuit pe perioada târgului la acest eveniment. Un alt lucru de menționat important este că în cadrul târgului pe fiecare seară vor fi organizate momente artistice la care vizitatorii pot participa. Astăzi cel mai cald în Europa a fost în Portugalia, plus 28,2 grade. Să vedem cum va fi vremea mâine și în alte orașe de pe continentul european. Vor fi în jur de 13 în Madrid, 16 în Lisabona, în jur de 12-13 grade în Londra și în Amsterdam. Cerul rămâne acoperit toată ziua. Mergem mai departe să vedem, iată, temperatura în Roma, undeva la 18 grade, cer acoperit, la fel și în Atena, cu ceva ploi, 21 de grade. În Istanbul, 15 grade și acolo sunt așteptate ploi. Apare soarele în Sofia, unde vor fi maxime de 10-11 grade. Mergem acum în Berlin, unde cerul rămâne acoperit cu 10 grade, minus 3 grade în Kiev. În continuare sunt așteptate ninsori, iar în Moscova minus 6 grade, cer acoperit și continuă ninsorile. Doamnelor, domnilor, am ajuns și la finalul emisiunii de astăzi. Rămâneți în continuare pe TVR2. Vă așteptăm și mâine de la 7:10, dar nu uitați că ne puteți găsi pe Facebook sau pe YouTube. Până atunci vă lăsăm cu imaginea zilei și să aveți o seară liniștită, indiferent de vreme.